Eu vreau să vorbim cu Alex. Pe Alex îl găsiți în diferite bucăți ale Bucureștiului, diferite părți ale Bucureștiului, în fiecare dimineață. Acum, pentru că e încă frumos afară și Ramona zice că o să mai avem zile însorite, câteva, profităm de ele și ne facem planuri pe unde să ieșim. Ați auzit, a și Dani mai devreme, diseară e cam plin peste tot. Însă, dacă vrei să te duci la un restaurant francez să mănânci niște, cum le zice la clătite, niște crepe, crepe, cred că se zice, Alex este chiar acolo. Te-ai gătit astăzi, Alex? Ai vreun eveniment important sau ai vrut să fie frumos de dimineață? Neața! Neața, Florina, încerc să fiu elegant în fiecare dimineață pentru emisiune și pentru toți cei care ne urmăresc, mi se pare normal. Într-adevăr, astăzi vă propun o altfel de masă. Dacă ciobanul Bucur nu avea el clătite pe vremea lui, e bine, istoria și renumele de micul Paris oferă oportunități sau au oferit de-a lungul timpului oportunități deosebite, oportunități dulci, dar și sărate. Haideți să aflăm despre ce este vorba mai exact astăzi, pentru că eu abia mă mai pot abține să nu degust. Dar mai întâi trebuie să aflăm și ce avem astăzi aici. Alături de este Cristina Ța. Bună dimineața! Cu cine aștepți astăzi? Astăzi vă aștept cu un preparat dulce, cât și sărat, cu o gamă variată. Avem și branciuri pentru voi, dar mai mult de atât vă poate spune colega mea despre fiecare preparat în parte. Așa că o să facă trecerea la șeful, la Silvia, care se face vinovată cu ghilimele de rigoare pentru tot ceea ce avem în față aici. Vreau să te întreb în primul rând cum este să faci atât de multă lume fericită, pentru că, na, eu zic așa se întâmplă. Neața! Să știi că mie îmi place foarte, foarte mult ce fac și dacă o fac cu inimă bună, uite-te și tu ce iese aici. Ce ne-ai pregătit astăzi? V-am făcut din toate. Avem clătite care acoperă toate mesele zilei, de la mic dejun, la brunch, la deserturi. Să începem cu ce așteaptă toată lumea să afle. Dulcele. Dulcele. Avem produse sezoniere preparate, cu măr, scorțișoară, cu unt. Avem pară caramelizată cu brânză. Avem celebra clătită deja cu ciocolată și căpșuni. Cumva împrumutată din partea americană, nu? Pancakes. Da, cam așa ceva. Dar reamenajată cumva în stil francezesc? În stilul nostru. Am înțeles. Așa, dar avem și clasica clătită cu biscuite și ciocolată. Avem clătite cu pancakes-uri, cacao și mascarpone cu afine. Și aici văd ceva cu fructe. Acolo e pară caramelizată cu brânză și cu dulceață de coacăze. Avem produse pentru micul dejun, pe lângă frumusețile astea pe care ți le-am arătat, avem produse și pentru micul dejun. Acolo este un bacon cu ou, clătită integrală, dar și preparate pentru brunch, guacamole, ou poșat, sos olandez. Pentru toată lumea. Cum le alinți tu? Că le-ai alintat într-un fel la început. Păpușile mele. Păpușile tale, Doamne, ce bune și ce frumoase sunt. Dar dacă sunt persoane care au diverse intoleranțe, sunteți, le oferiți și lor oportunitatea de a gusta? Sigur că da. Avem clătite gluten free. Pot să vină oricând să încerce, fără probleme, orice își doresc de aici. Acum, lăsând camera la o parte, vorbim doar noi. Care e preferata ta? Preferata mea? Cai. Cea neagră? Dulceața de afine, da. Pancakes-ul cu cacao și mascarpone cu afine. Gusturile nu se discute, de aceea nu te voi întreba de ce. Însă, trebuie să spun acum și care este preferata mea. Preferata mea e cea simplă, cu ciocolată și cu biscuite, pentru că așa îmi place mie, am fost obișnuit de mic și mai îmi fac și eu acasă. Îți mulțumim și vă mulțumim foarte mult pentru aceste produse, pentru primirea deosebită și vă invităm pe toți la masă. Poftă mare! Aș putea zice clasicul, adune și nouă, dar alea nu sunt bune peste două ore, că se scurge, toată aia se topește, acum sunt de consumat. V-am făcut poftă, dar numai că nu trebuie să mâncăm foarte mult ca să încăpem la ce vedem în următoarele minute. Răzvan?